Ține frumos cartea. Ce frumos colorează. Daniel, ce ai acolo? Tractor? Tata, tata. Și profesoară o pisicuță. Două. Încă o pisicuță. Dar unde e poza care arată cum să o desenezi? Nu știu. Încă că e în altă parte. Nu știu, e pe posul. Da, mai vede. Uite, pe frata mea cu florice. Nu? Nu de el. Uite! Seamnă că e aici, uite. Vezi, trei pisici. Da, da, da. Aici ai stickere, în joc. Unul s-a lipit fie. Așa, de telefonul nu l-a pus. Asta e pe asta, pe asta, pe toată. Asta e pe felata mea care am căutat-o. Da. Așa, asta e pe felata mea și asta e tot pe felata mea care e în polo. Mie. Ție care îți place, Daniel? Și mi-e plac și florile. Cu borcanul, cu cookie. Nu. Și asta cu... Și asta îmi place tot cu mie. Cu donut îmi place. Aceasta îmi place și mie. Mă, dar asta ce face? Asta ce este de ok? E pază vinut. Asta îți place? Mă! Asta e mama, asta ce stă pisica cu picioarele? Cred că e un aspirator. Asta o am și eu. Ai. De aici. E tot asta. Dau cu mine la fel. Așa facem, Daniel, tu ești băiețel mare și o să mergi acolo cu doctorul și mami te așteaptă afară, da? Și când vii, mami îți dă o mașinuță pe care o pregătesc pentru tine. Bine? Și o să fii băiețel... După tine. Nu plânge după mine, că dacă tu plângi după mine și eu plâng după tine. Tot ești băiețel așa de mare, ești de curajos, mi-ai arătat astăzi cât de curajos ești.
Bine? Daniel a primit o tabletă de aici ca să asculte muzicuțe și să se relaxeze. Da, dacă apeși acolo pe animăluțe, cântă altceva. Păi da, astea nu sunt ale noastre, iubire. Dar poate să-ți dea mami mașinuțele pe care le-am adus noi. Am văzut că mai era un băiețel aici care avea mânuța ruptă. Avea mânuța în gips. Ai văzut? Cred că nu l-ai observat. Sunt mașinuțele lui. Dar poate când vine înapoi îți dă și ție să te joci. Dacă vrei, ți le dau pe ale tale. Vrei, ți le dau pe ale tale? Ia să vedem ce mai cânt. Oh, ce urâtă e vrăjitoare. Ia să mai alegem. Vrei să vedem aici ce muzicuțe sunt? Hai, apasă tu. Oh, aici sunt animăluțe din junglă. Hai să vedem. Să vedem ce cântă papagalul ăsta, pasărea asta. Eu văd asta. Aha. Uite, aici ce animal? Asta e un leu. Un elefant. Uite, zebră. Îți place? Hai, poți să mai alegi altceva dacă vrei. Tati-mă cu ala. Nu-și păzut Playmobil? Da. Să te scupe și Felix să joace pe tine? Nu prea. Nu prea. Dar învață, nu-i așa? Dar sau unde-i Daniel? La spital. La spital, nu? Spital e burtă. Spital e burtă și coasă. Nu e burtă, îi face așa o mică operație. Aici am animale. La burtică. Ghicește ce animale am. Ce animale ai? Ghicește. Nu știu, un păluț? Ce ghicește? Un păluț? Nu. Un purceluș? Nu. Un șoricel? Pisicuțe? O, am o pisicuță. Vezi? Ce am? Și o păsărică? Da? Nu? O girafă? O vulpe? Cățel! Un cățel! Ce e, Felix? Nu te ascultă o relație? Și un cățel a fost așa. Și a pus-o de coadă. Și a mâncat-o. Și nu mai a fost pisicuță. Și cățelul a fost cras. Ia să vedem aici ce se ascunde. Un iepuraș. Și aici? Un șoricel. Te-am întors înapoi. Da, le-am întors înapoi. Acum e rândul tău. Nu, ce? Nu. Ce? Stai că eu n-am văzut-o pe asta. A, e o păpușă. Ne vedem aici. Un avion. Și o iță. Aici ce era? A un avion. Nu vreau un avion, nu e?
Tu vrei să găsești avionul? Mașină, și undeva mai era mașină. Cred că aici era. Da, data viitoare. Hai să mai punem o muzicuță, că s-a oprit. Vrei să vedem, punem maimuța? Hai. Eu sunt. Ia să vedem aici. Uite. Am greșit. Uite că a ținut Daniel minte. Bravo. Aici, aici. Bravo. Tot hai, puneți-le acolo. Și mai poți să întorci odată, dacă vrei. Nu, aici era asta. Asta era aici. Uite, un șoricel. Și un iepuraș. Hai, e rândul tău, vrei să ne mai jucăm? Da, dar mașina alea nu-s ale noastre, dar să uite mami de care sunt. Da, nu. Nu mă șantaja, îți dau mașinile tale, vrei? Sau uite, putem să jucăm asta, că ai zis că vrei să găsești tu avionul. A, uite rățușca. Și ce e avion? A, uite ce a găsit Daniel. A fost acolo, da. Ai primit plasturi din ăștia așa cu cremă aici, așa că să nu te doară când îți pune branula. Ce am da, branula? Branula e așa ca un fluturaș pe care ți-l, e așa cu fluturașul, are un ac micuț, micuț, pe care ți-l pune acolo așa ca să îți dea acolo ceva bun. Și ca să nu te doară când îți lipește fluturașul, ți-a dat aici așa cu cremă. Dar tu ești curajos, așa e că ești puternic. Ești cel mai puternic. Hai să vedem aici ce mai... unde găsim iepurașul. Uite șoricelul. Și șoricelul cred că era aici. Sau aici. Nu știa să vedem unde găsește Daniel. Iar îmi găsește Daniel șorici. Nu pot să cred. Iar mi-ai găsit piesele? Iar le găsești tu pe toate? Unde? Și le-ai găsit tu. Ia să vedem acum aici ce se mai ascunde. Aici e pisicuță. Și aici un ursuleț. Apala, stai că a căzut. Nu-i nimic. Vrei să-i schimbe mami culoarea? Ce culoare vrei să facem? Maro. Vrei să facă mami maro? Hai că ți-o face mami maro. Dar tu stai aici, nu te ridici, da?
fac copilașii? Da. Bine. Ți-e dor de Daniel? Da. Da? Unde este Daniel? La spital. La spital și o să vină acasă acum imediat, da? Și o să ai grijă de el, da, să se facă bine, da? Și o să-ți spus pe mami? Ți-e dor și de mami? Da. Măi, ce furici. Cum e fără Daniel? Nu-ți place? Te plictisești. Mă uit la cașcazuri. Acum nu am pus cașcazuri să se mai uite copilașii, dar s-au cam plictisit și fără mami, fără Daniel, nu e așa frumos, nu? Nu. Las că vin imediat și ei, da? Tati, poți să întreb ceva? Păi mulțumim, Doamne, ce? Doamne, că a fost bine și Daniel a fost bine operația. Tati! Ce este? A ta stă ăla. Da, trebuie să-l strângă, tati. Că atunci o să lupete tot. Nu s-a rupet. Mulțumim lui Dumnezeu, operația a decurs bine, este totul bine, Daniel și-a revenit. Imediat putem pleca acasă. Mai trebuie să stăm puțin, mai are acolo puțin, i-a mai pus o perfuzie și acum stă cu tableta. Întins în pat, dar și-a revenit, a mâncat și biscuiți. De fapt, nu biscuiți, covrigei și ceva pâine uscată. A băut și apă, vreo 250 de ml, deci teoretic și practic e ok. Acum mai trebuie să mai stăm puțin să mai primească perfuzie și plecăm acasă. Era destul de obosit după anestezie. Dar și s-a trezit și de vreme astăzi, că la 6:30 eram aici, chiar înainte de 6:30. Și pe la 5 l-am trezit. Da. Și era destul de obosit și ar mai fi dormit. Și a și dormit o grămadă. Dar acum este mai bine și așteptăm să plecăm acasă. Bun? Prima masă după operație. Masă oficială. Papă, sushi. Vrei și tu sushi? Nu? Uite, asta nu este plată la banca asta, da. Da, păi pe asta a primit-o astăzi și se face maro. Pe asta a primit-o mai de mult și se face mov. Și eu sunt... Cum o să-i vină lui Dani? Ești obosit un pic? A tot moțăit, a dormit și în mașină. Hai, papă, tot. Asta că după aia ne uităm și ți-alegi tu jucărie, da? Da, tu ai clămițele, dar bretonul este în ochișori. Da, Dani, l-am învățat să lucrăm. Felix, tu? Ce faci? Ai găsit tableta? Nu știu unde erai, cred că acolo erai. Cum vrei să te duci, poate să te alegi în ciotul. Nu mă mai lăsa asta și asta. Și tu așa nebulaj? Mai bine asta o punem la ea și asta o punem la ea, că eu vreau eu și la asta. Mai, dacă vrei, poți să-ți cumplem la fel. Tot așa. Când merge tati la cumpărături? Uh-huh. I-ai zis deja? Da. Poți să-mi cumpăr la tu ce mai vreau mult. Da, da. Da, cred că e valabil oferta încă. Mama? Da, mămică. Acum aleg și eu niște șocolată la... Da. Da, tu n-ai fost la doctor, dar oricum poți să alegi, că știu că ai fost cu minte astăzi. Am fost cu minte, un pic am fost rea. Un pic ai fost rea, dar de ce ai fost un pic rea? L-ai supra pe tati? Hai, vină și stai aici și te joacă. O să dea cineva drumul la cașcazuri. Cum ești?
Sunt bucuros că ați venit acasă. Abia așteptam să veniți. Ce crezi că a zis Daniel prima dată după ce s-a trezit? Unde zi? Unde tata? Când plecăm acasă? A doua oară ce crezi că a zis? Când plecăm acasă? Tot asta. Tot asta. Și a treia oară știi ce a zis? Tot aia. Vreau să mergem acasă. Săracu, nu vezi mă ce experiență neplăcută. Da, da, el oricum e genul așa foarte acasă, îi place foarte mult acasă. Nu, și mie îmi place de acasă, ca mami. Și adormise, deci nu vreau să mai trezesc, să mai trezea așa un pic din anestezie. Adică era așa puțin speriată, îl mângeam, spuneam, mami, e cu tine, se liniștea și dormea mai departe. Și dormea. Bine, cred că el își făcea și somnul de dimineață și de prânz și după anestezie, că lui îi place să doarmă atunci când doarme. Și a venit tanti de acolo, din sala de după operație, unde na, sunt supravegheați. Și tot îl, așa, Daniel, dar trezește-te, Daniel. Daniel nici nu o băga seama, deci nimic nu schița. Zic, cred că e obosit. Și că da, da, a dormit deja o grămadă. Și tot, Daniel nu se trezea și eu m-am dus de tare, vorbea cu el. Daniel, vrei să faci baie? Dar trebuie să se vindece puțin bubica și după aia putem să facem baie. Așa e de înțelegător că... Ia-te acum! Și... Ești un băiețel frumos și deștept și cu minte și înțelegător și ești cel mai bun băiețel. Sunt tare mândră de tine. Cam paliță acum. Și tot încerca să-l trezească, dar vorbea tare. Daniel, nimic. Și eu m-am auzit așa lângă el și îl mângheam. Zic, Daniel, hai trezește-te să mergem acasă. Deci cum a sărit de acolo imediat? Imediat s-a ridicat, era așa, nu, era... Nu vreau să vorbesc cu doctor, că mi-a făcut rău, dar mami era așa buimac, l-am luat, îl țineam așa, era săracul dezbrăcat. Îl țineam în brațe, așa era, maică nu adormea. I-am dat jucăria, deci eu vreau să-i arăt, zic, hai că ți-o desfacem, mami, de unde? A avut putere, a rupt hârtia, acolo imediat și-a scos mașinuța. Era așa, m-a surprins, câtă putere după iar era așa moleșit. Mami, a fost împachetat aia într-un cadou? Nu, într-un cadou, în ambalajul în care a venit. Da, și așa de cumin, deci nu a zis nici pâs și a răbdat toate cele și eu așa de mândră sunt de el și așa, parcă când mă gândesc cât de frumos a răbdat toate, mai tare mă emoționează. Pentru ce? Pentru ce? Mai e ceva ca un om mare. Dar n-a zis săracul nimic, e ce am zis, trebuie să bei apă ca să plecăm acasă, bei apă, trebuie să mănânci, mânca, deci orice ziceam că trebuie să facă ca să mergem acasă, el era de acord cu toate, cu perfuze, cu alea, deci așa de cuminte, deci a stat la orice, deci nimic nu zicea, nici păs, nu mă uitam la mocuța lui și mi se rupea sufletul, da. Da, slavă Domnului, a trecut și acum suntem acasă. Mama, vreau să văd un cum a dat cu supetonie. O să vezi mai încolo. Nu, acum. Nu, tati. Dacă Daniel nu poate să facă băiță, l-am lăsat să se bălăcească aici. Păi mai ai loc acolo că le-ai mondesat pe toate. Mai ai loc? Să nu fiu răsfățat după aia, dar ai fost așa de cuminte că te răsfață mami astăzi un pic. Câte ori ai fost cuminte, cel mai cuminte ai fost. Frumoasă ești. Cu cine asemeni tu așa frumoasă? Mama. Cu mama ta? Mm-hmm. Și cine e mama ta? Eu? Da. Uf, mocuță mică. Să fost ție de ei, nu? Cum să nu? Inima mea era împărțită. Era peste tot, a? Da, peste tot și nicăieri, că eram... Da, a trecut. Mama.
Tu, mami, două. Aia, duc lui tati, amintește că să ia și cheie cu folie. Nu poți să deschidă mașina. Da. Ce este? Vrei să te bolăcești? Da, nu, că o să iasă cu... cu plânsete, nu, dar o să iasă cu plânsete, că o să se... Cam atât în acest filmuleț, se încheie acum, dar mai vreau să povestesc așa câte ceva care poate s-au văzut în filmuleț, în vlog și nu v-ați dat seama despre ce este vorba. Dimineață, când am ajuns la spital, Daniel a primit o tabletă cu o aplicație cu cântecele. Aia este de la spital. Din câte am vorbit acolo cu fata care se ocupa de proiect, am vorbit și când am fost la control, acum o săptămână jumate sau cât a, când a fost, au un nou proiect în care vor să vadă dacă astfel de cântecele de muzicuțe îi ajută pe copii înainte de operație să se relaxeze și să se liniștească. Și m-a întrebat dacă aș dori ca Daniel să participe la studiu și mi-a zis că unii copii primesc tabletă, alții nu primesc și li se urmăresc bătăile inimii să vadă dacă sunt mai liniștiți sau mai agitați. Și noi, ca părinți, putem să facem ce dorim noi. Adică să încercăm să-i liniștim și să-i distragem cum vrem noi. Și am zis, ok, dacă e pentru binele copiilor, participăm și noi la acest studiu. Și trebuie așa să completez un chestionar mai lung pe care mi l-a dat acasă, cu 20 de întrebări. Parcă da, întrebări din astea în care trebuia să răspund cu 1, 2, 3, 4, în funcție de cât de des se întâmpla un anumit lucru, dacă mă simt apăsată, dacă sunt liniștită, fericită, mulțumită și așa mai departe. Și trebuia să selectez răspunsurile și încă vreo două chestionare am completat acolo, dar alea erau cu câte 5 întrebări, deci foarte rapid. Și da, i-au dat tableta aia lui Daniel, cu ea a intrat până în operație și erau acolo tot felul de cântecele și i-au plăcut foarte mult și găsise chiar un cântecel cu... Pipi Langstrumpf, nu știu cum se traduce în română, fetița aia Pipi cu codițe, așa, un film nemțesc. Și chiar și asistentelor le-a plăcut acel cântecel și dansau acolo toate când l-au luat pe Daniel. Și Daniel era așa foarte relaxat și chiar, deci nu-mi vine să cred cât de cuminte și de ascultător a fost și cât de frumos a cooperat și n-a zis și a primit... A primit chiar și o diplomă. Bine, mă gândesc că toți copiii primesc o astfel de diplomă care trec pe acolo prin sala de operații. Dar este un gest frumos și bineînțeles că o vom păstra în dosarelul lui. Dar e așa o chestie drăguță pentru copilași să îi încurajeze. Și oricum... Dacă era să se dea premii pe bune, Daniel sigur ar fi meritat un premiu, pentru că m-a surprins că de cuminte și de, nu știu, de cooperant a fost și de înțelegător. Și, deci aveam foarte mari emoții că o să plângă și că o să facă urât și că urât în sensul că să se agațe de mine, să nu pot să-i dau drumul. Aveam așa emoții, mi-era teamă de momentul ăla pentru că nu știu cum aș fi gestionat o astfel de situație, dar a fost atât de cuminte și de înțelegător și tot ce îi ziceam, săracu, numai se umezeau așa ochișorii un pic, dar nu zicea nici pâs, n-a zis. Sunt așa foarte bucuroasă și mulțumită de felul în care au evoluat lucrurile până acum și sper să fie în continuare totul ok. Mai trebuie să stăm așa puțin cu gura pe el, pentru că de când am venit acasă, el deja s-a urcat pe canapea, s-a urcat la masă, el nu are treabă și noi mai trebuie să-i aducem aminte să fie mai așa, mai atent puțin. Dar o să stăm cu ochii pe el și cu gura mai ales. Da, e copil. E copil, bine, că atâta timp cât pe el nu-l doare și așa, e ok, dar totuși trebuie să aibă grijă să nu țopăie din toate părțile și în momentul în care voi avea și eu așa o imagine completă și mai multe informații puse cap la cap, o să vorbesc mai multe despre acest subiect, pentru că na, nici eu nu știam multe lucruri, o parte din ele le-am aflat de la mămici care au trecut prin această experiență
și m-au ajutat foarte multe. O parte le-am trăit pe pielea mea și le-am învățat pe pielea mea și m-aș bucura să pot să dau mai departe aceste informații, să mai ajute și alte mămici și alți copilași să treacă cât mai bine și cât mai ușor printr-o experiență de genul acesta. Bun, acestea fiind spuse, vă mulțumim tare, tare, tare mult pentru vizionare. Vă pupăm. Și vă așteptăm. Cu mare, mare drag în filmulețul următor. Pa! Mă ține de mână și nu pot să mă fiu. Pa!